s-a anunțat pedalare ca în fiecare an în săptămâna diversității Bike for Pride. Dar anul ăsta jumătate sunt cu trotinete, inclusiv trotinete electrice. Niște șmecheri. La primărie nu vrem cu un reproș, cu un protest. Nu vor la primărie. Doar Pride, fără revoltă. Bine. Să merg eu după aia la primărie. Cu reproș, cu revoltă. Devenit zonă pietonală Calea Victoriei azi și mâine. Pe motivul ăsta au interzis marșul diversității de sâmbătă viitoare. Pe motiv că aici că are loc, iată, evenimentul ăsta cu zona pietonală. Și consideră evenimentul ăsta îl consideră adunare publică. Știi că conform legilor românești n-ai voie să organizezi două adunări publice în același loc. Deci acum și noi cu marșul ăsta Bike for Pride tot încălcăm legea 60 din 91, că organizăm două evenimente adunări publice în același loc, în același timp, simultan. Absurde legile românești, ar trebui schimbate, de mult trebuia. Ies eu pe carosabil ca să pot filma frumos curcubeu. Ăștia-s concurenții. Salută cineva și o să salut și eu pe toată lumea. Ziceam că trec la camera de bord pentru că e periculos de pedalat cu o singură mână. Mulțumesc pentru curiozitate și pentru curajul de a fi pe Curaj TV. Ținem legătura, ne vedem și la alte evenimente. Transmisie live sau înregistrate. Acum pedalăm pentru diversitate. Am și eu claxon. Sonerii. Facem zgomot. E a treia oară când particip, probabil a treia oară când particip. Cred că n-am putut să fiu chiar în fiecare an. Și sunt al cincilea an în București. Na, perioada nouă, că am mai fost 4 ani în București în timpul studenției, în anii 90. Dar atunci nu se organiza așa ceva. Atunci legile românești erau și mai absurde. Și nedrepte. Coloane de scuteriști. Tehnologiile o să rezolve problemele traficului.
oamenii o să renunțe tot mai mult la mașini, poate chiar și la transportul public, și o să meargă așa. Da, da, e pietonal azi, merge pe toată strada. Pentru noi au oprit circulația. Așa nu poți să merg de voi? Hai, trotuar separat. Păi o pistă separată, e mai bine și locul. Nu ai trotuar separat. Vă mișoară, dragă, vorbiți frumos și civilizat. Gata, mergem. Vă rugăm, pe pistă. Este la pas pe Calea Victoriei, nu pentru biciclete. Păi nu vedeți că făcea toată dimineața, așa, la prima oră. Nu, așa nu. Aia de ca, la pietonii de ce intră pe pistă? Vezi? Da, te-ai vizut. Doamne,